Dobrému Kristi ťa stúpi. Podľa mňa, my sme s tým mali. Zpátky mi vedím, že tu nástro máš tý zdeva alta iniciali a čestuj se mná. Na často prezentare aș dori să vorbesc un pic despre informație. Cum bine știți, GIS este o prescurtare în limba engleză a Geographic Information System, adică sisteme informatice geografice. Și acest domeniu GIS implicit implică sisteme de calcul, sunt softuri, știți bine că astăzi, practic, geografia oarecum sau domeniul de activitate geografic este strâns legat de informație. În prezentare o să vă, încerc să vă prezint niște jucării personale cu care m-am jucat eu, respectiv niște proiecte disponibile chiar gratuit pe internet, sau mă rog, pentru un anume public larg. Unele dintre ele chiar reprezintă, cum numesc în oamenii de specialitate, state of art, adică ceva, o chestie de vârf, sau cel puțin la ora aceasta. Iată o hartă. Este o hartă decupată, undeva, nu știu, cumpărată de la o prăvălie. Ea reprezintă o informație. Puteți afla niște străzi, care extraordinar în această hartă. Poate oferi o informație de orientare sau o informație turistică, niște puncte de reper, cum este acolo acel H, un spital. Până acum așa se credea, sau mă rog, cel puțin în anii 90, eu credeam să cred că o hartă este doar atât. Neavând tangențe cu geografia, dat fiind că eu, expertiza mea este telecomunicații, respectiv informatică, la acea oră nu știam mare lucru despre geografia, asta reprezenta mie nivelul maxim de realitate pentru vremea respectivă. Studiind un pic mai atent acest domeniu GIS, m-am lovit de, bineînțeles, de materiale vechi. Materiale făcute în anii 70-80, pe vremea când România lucra la diverse ridicări topografice și s-a făcut o ediție, zic eu, foarte serioasă de... s-a realizat o ediție serioasă de hărți în acestea topografice. A rămas uimit. Am făcut un simplu experiment, o hartă din 1970, potrivește absolut perfect și impecabil cu un zbor aerian din 2010. Să înțeleg că inginerii totuși sunt 50 de ani. 40 de ani, diferență. Totuși e o diferență de poate două generații de ingineri. Indiscutabil, GIS oferă precizie, chiar dacă la nivelul anilor 70 nu dispuneam acei ingineri de sisteme de calcul sau softuri sofisticate. Este impresionant cât de bine potrivește, chiar dacă peisajul un pic poate s-a schimbat, eu știu, o uliță a dispărut sau... lucrând în domeniul telecomunicațiilor, la noi în firmă, a apărut un proiect care a câștigat amploare foarte mare, și anume să ajungem la mediul rural, cu servicii de date, servicii de TV, servicii de telefonie. Oricine nefiind avizat, sau mă rog, nivelul lor era undeva la acea hartă care a zis în primul slide, am încercat să-i ajut un pic și abordarea mea a fost una clasică. Am luat elementele pe care noi lucrăm, noduri optice, cabluri, stâlpi, trasee, clienți, potențial, și am încercat să întocmim o hartă. Nu este, n-a fost foarte greu. Într-o lună, 2-3 colegi au deprins foarte repede această meserie. Nu vă pot spune cât de mult ne-a ajutat acest lucru. Deci mă gândesc aici la costuri, la logistica din teren, să lucrez cu 70-80, poate chiar 100 de oameni pe o suprafață cu niște județul Bihor, este destul de greu. Trebuie să ai grijă să le dai de lucru, să organizezi în așa, rețeaua în așa fel încât costurile să fie minime. Nu am avut nevoie de elemente sofisticate, precum, eu știu, curbe de nivel sau niște elemente clasice au fost suficient de ajunse pentru un proiect de acest gen. Probabil și alte firme, eu știu,
companii de gaz sau companii petroliere procedează. Noi când am întocmit acea hartă, am întocmit-o cu un scop. Am făcut o mică logică. În primul rând ne-a interesat numerotația caselor, ca să știm unde găsim acei abonați. Respectiv, strategia prin care ajungem la aceste case. Observați acolo niște noduri, niște ce este roșu, este cablu, fie un cablu fibroptică, fie un cablu TV. Ideea a fost să optimizăm foarte bine aceste resurse. Iarăși, GIS, softurile de GIS ne-au ajutat foarte mult în strategie, ne-au oferit informații, respectiv logistică. Am desenat cu mâna niște, am scris cu mâna niște elemente cheie. Nu e greu de remarcat că această hartă nu conține mai mult de 5-6 elemente, leiere, spuneam noi. Bun, să vedem niște metode analitice mai profunde. Cu toții știți, am visat sau unul din visurile, cel puțin personale, dar probabil și pe dumneavoastră v-a mai trecut prin cap ideea care vreau să vă spun, e ce-ar fi să lăsăm deoparte aceste elemente și să lăsăm algoritmi sau metode statistice să lucreze pentru noi. O să încerc într-un șir evolutiv să vă arăt cam până unde s-a ajuns cu, cu aceste metode. Primul rând, să vedem. Noi, cei care operăm în softul GIS, toți știm ce este un rastru. Este o imagine, este captată, fie aeriană, fie luată de pe stradă uneori, care nu reprezintă nimic altceva decât o înșiruire de intensități luminoase, proprietăți spectrale, RGB, roșu, albastru. Cum am putea totuși să găsim niște elemente cheie care să ne ajute, mai analitice, fără a lucra de mână sau cumva să convingem calculatorul să înțeleagă și el ceea ce vedem noi cu ochi. În primul rând, am putea să abordăm într-un mod primitiv, într-o viziune primitivă, niște elemente cheie, care sunt ușor de modelat numeric pe un sistem de calcul. Iată, niște primitive geometrice, cum sunt colțurile, care sunt foarte ușor de găsit, cele bulinuțe sugerează niște colțuri, un algoritm foarte simplu poate extrage niște colțuri astea, linii sau geometrii. Altă informație care mai este inclusă în această poză este spectrul, culorile. Putem analiza o histogramă să vedem în ce culoare abundă sau care culoare este predominantă sau ce răspuns spectral are o poză. Și în ultimul rând, o primitivă mai interesantă, saliență. Nu știu dacă știți, ochiul uman, când aruncă privirea pe o scenă nouă, ea aruncă întotdeauna într-un punct. Niciodată. Oarecum 99% din informația disponibilă pentru cât am putea noi vedea este aruncată și doar, nu știu, acum am mult la acea bază și doar acea bază sare direct în. Această informație se numește saliență. Și această informație ne-ar putea ajuta să vedem care este punctul cheie sau obiectul de interes din această poză. Să vedem mai departe. Ce putem face cu aceste elemente primitive? În 2008, acasă, m-am jucat cu un algoritm statistic numit Markov Random Field. Markov a fost un matematician statistician de origine rusă. La ora actuală, acest algoritm este considerat, sau mă rog, această metodă statistică, mai bine spus, este considerată cea mai avansată metodă de a extrage informație din ceva. În mod normal, o modelare din această statistică este foarte dificilă și durează foarte, foarte mult timp. Domnul Marco, care a avut ca principiu ca să se ignore informația trecută și să se utilizeze doar informația de perspectivă din viitor, în modele statistice se ia în calcul și ce a fost în funcție de stări și ce va fi. Marco a demonstrat că este suficient să ne uităm doar în față și a triat acești timp de calcul. Ce vedeți acolo animat este o încercare de a clasifica obiectele din scenă. De la distanță se vede că acest algoritm este destul de inteligent. Reușește impecabil să spartă clădirile, șoselele
și câteva elemente, sunt șase clase care le-am introdus. Într-adevăr, are o inteligență. Această metodă statistică. Da. Problema este că durează 2 minute pe o poză foarte mică, 400-300 de pixeli. Nu este foarte fezabil în acest punct de vedere. Imaginea este undeva lângă Oradea. Nu este o imagine grozavă, chiar conține foarte mult vorba. Deși algoritmul reușește foarte frumos să scape informația. De altfel, acest algoritm nu l-am întâlnit în niciun soft GIS. Probabil timpul de cadru este problema. Rețineți această metodă. Metoda are la bază inducerea unui zgomot, adică o stare reală, și după aia observațiile ce se întâmplă când acest zgomot este suprapus peste imagine. Deci totdeauna sunt 2, 3, 4 sau 5 stări simultane în memoria calculatorului. Este foarte interesantă abordarea numerică, belief propagation, propagare de interes. Multe servicii secrete sau, așa cum se numeau pe vremuri, contrainformații, foloseau o abordare ceva de genul, vedeau o știre pe piață și vedeau ce se întâmplă. Exact acest lucru face și algoritmul. Se dau niște pixeli în dus și se observă statistic cum se comportă poza. Este foarte interesantă abordarea. Și cum spuneam, este astăzi cea mai avansată metodă statistică. Bun. Pixelul. Dacă în jurul unui pixel calcule laborioase, cum ar fi acel Markov, durează așa de mult. Am putea cumva să ne gândim, să nu mai gândim în intensități luminoase, ci să le grupăm cumva. Astfel a luat naștere cu câțiva ani ideea de superpixel, adică un concept prin care se grupează niște pixeli cu proprietăți comune. Eu știu, așezare spațială, spectru, culoare și formă. Observați că foarte frumos acele contururi înglobează niște pixeli cu proprietăți similare. Este o idee foarte simplă, sună banal, dar este incredibil de eficient. Gândiți-vă că dacă ar lucra acel algoritm markovian pe superpixel și nu pe pixel, poate că am reușit să obținem, să operăm cu o suprafață mult mai mare. Aici am încercat și eu. Este o scenă din Oradea, din centrul Oradei. Am încercat și eu. Rezultatele sunt în regulă. Și, cum spuneam, ideea este foarte fezabilă, merge chiar și în timp real. Iată un film video cu 25 de cadre pe secundă, fără nicio problemă, superpixelii sunt ușor de extrași dintr-o secvență din acest film. În fine, te-am găsit un film și mai mult. Ok. Ce ne mai poate spune pixelul? Pixelul, cum ați văzut în primul meu slide, ne poate da niște indicii ale pozei, indicii gen așezarea pozei în spațiu. Dacă luăm doar colțurile și încercăm să, în aceeași scenă, să învârtim puțin imaginea, aceleași colțuri le regăsim și în imaginea deformată. Asta ne spune exact oarecum cât de mult sau sub ce unghi s-a deformat acea imagine. Iată o nouă informație. O aplicație tipică, dacă știm asemenea informații, este o panoramare. Bănuiesc că toții dețineți un aparat foto, ați încercat. Ei, iată că așa funcționează. O idee foarte simplă. Niște detectoare de colțuri care reușesc să spună cum este o poză așezată față de cealaltă în spațiu. Aici, tot aceste colțuri, dar oarecum într-un concept mult mai avansat, de data asta acele colțuri sunt descrise cu niște vectori, cărora li se impregnează niște proprietăți de gen invarianță și la scalare, foarte important. Și, respectiv, aceste proprietăți de invarianță sunt îmbunătățite. Aici este un descriptor numit risc în acțiune, ca să vă faceți idee cât de ușor e de relaționat două poze. Bun. Să vedem ce se întâmplă când pixelii, informațiile acestea, fie multidimensionale în care s-au informat tot felul de varianțe la zgomot, la rotație, se întâlnește cu un algoritm, primul algoritm de-al nostru markovian. Iată o problemă, un subiect foarte dezbătut până și în zilele de astăzi, cu înregistrarea a două scene, adică îmbinarea două scene luate din satelit, dar elementul de dificultate este că timpul, una este luată în 2004, una în 2010, multe clădiri au apărut, au dispărut, deci elemente cheie de gen colțuri
nu prea mai funcționează, respectiv una toamnă și una vară. Vara avem coronament, avem arbori, toamna nu avem nimic. Deci elemente geometrice nu prea funcționează treaba, dar elementele geometrice combinate cu un element statistic poate să îmbine două scene. Îmi pare rău că nu se vede la o scară mai mare. Rezultatul este cel de jos. Practic, imaginea din dreapta este mulată peste imaginea noastră. Bun. Dacă am vorbit despre raste, să vorbim un pic despre vector. Cu toții știm că un vector este un punct în spațiu. Fie 2D, fie 3D. Deci, fie are două dimensiuni, fie 3D. Ia să vedem dacă dorim să exprimăm informatic mai bine un spațiu 3D, o să avem probleme. Incidența luminoasă, cum cade lumina, reflexia celor obiecte. Deci, implicit, trebuie să adăugăm un element nou, numit normală, care indică în ce direcție privește acel punct. Respectiv, dacă dorim să analizăm acel punct, poate acel punct, în mod uniform, are și o dimensiune în spațiu. Iată că deja ajungem la o cantitate destul de mare de informații, și anume, ca să reflectăm o scenă 3D, ajungem la 7 dimensiuni. Iarăși, informații. Bun. O scenă 3D, tot așa, dacă am reușit o panoramare, se poate obține dintr-o serie de poze luate asupra aceluiași obiect sau aceleași scene fizice. Se cunosc punctele comune cu o funcție de minimizarea erorilor. De minimizarea erorilor putem determina fiecare poză cum a stat în spațiu și ca atare, extrapolând, putem determina realitatea 3D care este exprimată în acea poză. Este foarte interesant acest mecanism și seminarul la care, dacă dumneavoastră sunteți, cine sunteți înscris și o să detailăm mai mult acest aspect. Pentru că aici din nimic, doar din niște relații foarte banale, colțuri, gen colțuri, se obține foarte mult. Adică un algoritm de genul ăsta poate să exploateze o informație mică și să scoată foarte multe informații, o realitate 3D. Este foarte interesantă această procedură. Și iată, deoarece o să țin și un seminar cu dumneavoastră și în paralel eu acasă lucrez la un soft care să poată să facă să tragă o realitate 3D. Acest soft nu este încă finalizat, este într-un stadiu, să zicem, 50%. Aici doresc să vă arăt, să mă compar cu cel mai bun soft disponibil de pe piață, făcut de un domn profesor de la Universitatea Lausanne din Elveția, care deține și o companie numită Pixpeco. Rețineți puțin scena asta cum arată, în special turnirul. Și o să vă arăt dacă informația este mult mai bine exploatată, obține rezultate mai bune decât chiar de ce e disponibil la ora asta pe lume. Asta este o scenă făcută de mine. Să vedeți diferența. Chiar și rețineți, dacă informația este bine exploatată, se pot obține lucruri foarte, foarte interesante. De data asta, la mine din asfalt nu iese și clădirile sunt un pic în mod decent mult mai realistice. Înălțimea avionului care a capturat pozele a fost între 100 și 200 de metri. Chiar dacă clădirile mi se par deformate, totuși este o performanță. O reușită. Ceea ce vedeți. O să vă arăt mai multe din acestea pentru celor la care vor veni la seminar. Așa. Bun. O altă chestiune foarte interesantă, o exploatare a informației, dacă să zicem, deținem tot felul de materiale LIDAR sau tot felul de scene din acestea nord de puncte, denși, cum ați văzut în filmulețul video anterior, cum am putea ca calculatorul să ne spună ce obiecte sunt acolo? Există un algoritm dezvoltat tot cu acea statistică marconiană, care poate face acest lucru. L-am testat și eu, este disponibil gratuit.
foarte frumos, a reușit să-mi clasifice că este un, o coroană a unui arbore, un stâlp, să deducă că acel plan este planul gram, cel de jos. Este foarte interesant și util. Bun. Dacă până acum am vorbit de obiecte sau de, mă rog, de primitive geometrice locale dintr-o poză, să ne gândim un pic totuși cum am putea descrie o scenă întreagă. Adică, gândiți-vă la o colecție de scene luate aeriene sau de poze luate de pe stradă și să-mi dau seama că aici este o scenă urbană, aici este o scenă în pădure, o scenă sau pe poze, o scenă în bicicliști, clădiri, plajă. În 2001, niște cercetători, un domn informatician și o doamnă care e mai mult neuropsihologă și a venit cu o idee foarte genială, a reușit să găsească o modalitate de a exprima o, o scenă întreagă, niște cifre, niște vectori. Și anume, cum au reușit ei? Ei au testat răspunsul spectral, toți ați auzit de histogramă, acea histogramă poza este testată în diverse răspunsuri spectrale, văzut în stânga, respectiv, aceste, după, în urma acestor teste, acele valori sunt stocate într-un vector, cărora li se mai adaugă și informația de diferență de culori și intensitate. Inițial, nici ei n-am crezut că va avea așa de mare succes, dar astăzi este o metodă foarte... Nici astăzi nu există o metodă mai bună decât acest GIST. V-am arătat acest lucru ca să vedeți la final unde o să ajungem. Iată niște poze, jur de 3.000 și ceva poze, de diverse categorii, clădiri, plajă, clasificate cu GIST. Se observă foarte bine grupurile. GIST reușește să deducă care semantic, care imagini sunt similare. Și aici este o proiecție vizuală acestei colecții de poze. A fost testat chiar și pe 80 de milioane de imagini. Unui om i-a luat foarte mult timp să clasifice, eu știu, chiar pe 5 categorii o colecție de 80 de milioane de imagini. Și de altfel, tot această metodă este folosită de Google în image search, de altfel. Deci, exact acest algoritm GIST. Bun. Ce se întâmplă când absolut toate aceste informații care de-a lungul timpului au fost elaborați, se întâlnesc într-o statistică din aceea marcoviană, cum v-am arătat la început. Și aici, în afară de GIST, bineînțeles, au mai apărut și altfel de descriptori care clasifică semantic altfel aceste imagini sau clasele de imagini. Un proiect apărut în 2010, din Superparsing, făcut de o doamnă de origine ucraineană, Svetlana Mazăvi, care are ca scop ceva foarte similar cu ce capacitatea de percepție umană. Și anume, o poză sau o scenetă, luată din satelit sau nu contează cu ce fel de scenetă, dacă este arătat unui om, un om foarte ușor o vectorizează. Imediat își dă seama că fire, încercuiește, este evident. Aceeași abordare, implementată pe calculator, este una extrem de dificilă. N-a reușit nimeni până în 2010, de altfel. Încerc să vă explic puțin ce este în acel slide. Sus în dreapta, acele în jur de 20-15 poze, sunt niște scene care au fost prealabil vectorizate. Deci fiecare obiect din scenă, clădire, mașină, om, pedestru, zebră, au fost desenate și anotate și stocate într-o bază de date. Scopul e ca eu acum mă duc pe stradă, fac o poză și să întreb pe calculator, spune-mi și mie ce e în poza asta, fără să mă uit la poză. Calculatorul, mă, normal, ar trebui el, capacitățile lui, eu odată l-am învățat cam care obiect ce este, să-mi spună el și să mi le anoteze. Ei, acest proiect înglobează cam tot ce s-a descoperit până acum, acele detectoare de colchi, acel descriptor SIFT.
și reușește această performanță. Iată, poza Query Image este cea de interogare. Este segmentată, un algoritm foarte simplu, foarte similar cu acel superpixel care ne-am arătat la început. În același timp, această poză este, îi se caută semantic poze similare. Descriptorul GIST, spre exemplu. Din cele 20 de poze care au fost preanotate, împreună cu informația de segmentare, se încearcă într-un câmp markovian, ați văzut acel joc cu pixele și cu drumul, o anotare. Se reușește. Ce vedeți în dreapta e ce reușește calculat extra. Building car row. Ca să vă arăt mai în detaliu. Imaginea de interogare este o scenă luată de pe o plajă cu doi oameni. Ce funcții? Visit. În realitate, omul ar interpreta ca și cea din dreapta sus. Calculatorul interpretează foarte bine. Cei doi oameni sunt pierduți, în fine, nu reușește să detecteze calculatorul, dar rezultatele sunt satisfăcătoare. Totuși vorbim de un 90% marjă de eroare. Mai imaginați-vă că această suită este foarte fezabilă, în sensul că cu ea am putea, sau s-ar putea analiza suprafețe extrem de mari, ce este Europa sau o întreagă planetă. Și o marjă de eroare de 80-90% este bună pentru un asemenea task. Acesta este un proiect care eu mi-aș dori ca, nu știu, la anul, într-un seminar sau peste 2 ani, să ne putem juca cu așa ceva. Să încerc să îl implementez într-o soluție mai integrată pe un sistem de care.